Cu toții știm cât de important e să fii hidratat, nu-i așa? Ei bine, același lucru se aplică și pisicilor. Lipsa de hidratare poate provoca o varietate de simptome care pot duce la... Pe termen lung, un consum prea mic de apă poate duce și el la o grămadă de probleme, cum ar fi lipsa de energie, funcționare improprie a organelor, piele afectate și un risc crescut de obstrucție a uretrei la mascul. În acest videoclip voi vorbi despre greșelile care o pot face pe pisica ta să nu bea apă și îți voi spune și câteva sfaturi despre cum să te asiguri că pisica e hidratată. Hai să începem! Cea mai mare greșeală pe care o poți face este să-i pui bolul cu apă lângă cel de mâncare. Da, ai auzit bine! Deși există pe piață boluri duble, ele nu sunt neapărat pe placul pisicii. Din păcate, acest banal aspect poate să-i fie foarte dăunător pisicii și nici nu e ceva de care să-ți dai seama ușor. Motivul vine din instinctul pisicilor. Mai exact, felinele nu vor să bea apă chiar din locul în care au vânat. Iar în cazul pisicilor de casă, asta e echivalent cu bolul de mâncare. Și dacă ne gândim puțin de ce, are sens. Când bea apă, o pisică e vulnerabilă, atât la pericole terestre cât și la pericole din apă. Așadar, pisicile pot refuza să bea apă de unde vânează, întrucât resturile pradei lor pot atrage alți prădători mai mari și mai periculoși. Desigur că în casă lucrul acesta nu se mai aplică, dar instinctul pisicilor rămâne. Chiar și dacă beau apă dintr-un astfel de loc, tot poți să nu bea suficientă. Alta greșeală pe care o poți face e să pui bolul cu apă lângă litieră. Desigur, un bol cu apă murdar sau plin de păr de pisică e un alt motiv pentru care pisicile pot deveni deshidratate. O altă cauză poate fi materialul din care e făcut recipientul pentru apă. Plasticul e mult mai poros decât oțelul inoxidabil și poate capta mirosuri pe care noi nu le simțim, dar pisica da. În plus, acele mirosuri pot da un gust neplăcută apei. Apa pe care o folosești poate de asemenea să-i displeacă pisicii. Apa de la robinet, de pildă, conține chimicale care pot să o facă pe pisica ta reticentă în a bea apă. Ce-ar sugera e să-i dai pisicii de băut o apă de calitate, ca cea pe care o bei tu. Dar se poate întâmpla ca pisica să nu bea destulă apă, deși tu nu faci niciuna dintre greșelile amintite. Din păcate, și acest comportament e destul de întâlnit și are legătură cu felul de a fi al pisicilor. Pisicile nu au instinctul de a bea multă apă dacă urmează o dietă naturală, așa că poate fi mai greu să le convingi să facă asta. Din fericire, există soluții. Poți încerca în prima fază să schimbi apa din bol de câteva ori pe zi. Însă multe pisici adoră o apă proaspătă, curgătoare. Chiar și cele care nu sunt fane din prima pot deveni intrigate de o apă care curge. Asta pentru că o apă de genul înseamnă că e o apă mai curată și mai lipsită de bacterii. Așa că cea mai bună modalitate de a o face pe pisica ta să bea mai multă apă este să iei o fântână pentru pisici. Există o varietate de modele. Eu am pe aceasta care are și filtru. Desigur că va trebui să speli periodic fântâna și de obicei durează mai mult să o speli decât un simplu bol. Dacă pisica nu vrea nici cum să bea mai multă apă, poți încerca să-i pui în apă suc de ton, din conservă de ton în suc propriu sau zeama în care e fiert pui, cu condiția să fie nesărată. Multe dintre pisicile care nu sunt interesate de apă vor deveni dacă îi pui aceste arome. Poți încerca și chiar ar fi indicat să-i pui mai multe boluri prin casă, întrucât poate fi o problemă de locație. Iar dacă ai mai multe pisici, lucrul acesta devine obligatoriu. Însă dacă pisica ta nu e deloc atrasă de apă chiar și așa, cred că cea mai bună soluție este să o hrănești cu mâncare umedă. Acest fel, pisica poate să-și ia aproape tot necesarul de apă, iar tu o să fii mai liniștit. Însă dacă alegi această opțiune, va trebui să fii mult mai atent la dinții pisicii. În perioada în care le dădeam pisicilor doar hrană umedă, au dezvoltat mari probleme cu tartul. Și nu ezita să discuți cu medicul veterinar despre cea mai bună opțiune pentru pisica ta, întrucât eu vorbesc doar din experiența mea. Dar câtă apă bea o pisică în mod normal și cum îți dai seama dacă pisica ta bea suficientă? Lucrul acesta variază în funcție de temperatură și mediu, dar cum ziceam, și în funcție de hrana pe care o primesc. În plus, trebuie să fii deosebit de atent atunci când ai pisicii doar hrană uscată. În natură, pisicile beau foarte puțină apă pentru că își iau majoritatea cantității din pradă. În mod similar, o pisică ținută în casă, la o temperatură normală și umiditate potrivită, va bea puțină apă dacă e hrănită cu mâncare umedă. Însă hrana uscată nu conține aproape deloc apă. Prin urmare, o pisică hrănită cu bobițe trebuie să bea mult mai multă apă decât una ce e hrănită cu mâncare umedă. O pisică are nevoie de aproximativ 50 de ml de apă per kilogram pe zi. Asta e în general, însă dacă o pisică e activă, poate să bea mai multă apă și viceversa. Deci, practic, o pisică de 4 kg are nevoie de aproximativ 200 de ml de apă zilnic. Așadar, dacă o pisică mănâncă 200 de grame de hrană umedă, ce conține 80% apă, va trebui să mai bea doar 40 de ml de apă. Aceeași pisică hrănită cu mâncare uscată va trebui să bea aproape toată cantitatea de apă separat. Dar cum îți dai seama dacă pisica bea cantitatea de apă potrivită? Poți verifica asta în două moduri simple. În primul rând, poți testa elasticitatea pielii pisicii, prinzându-i
pielea din spatele gâtului. Dacă pisica e hidratată, pielea îi va reveni aproape instantaneu la loc. În cazul în care pisica a pierdut 5% din apa din corp, pielea se va întoarce un picuț mai greu înapoi, iar în cazurile mai grave, chiar deloc, iar pisica poate fi letargică, cu un puls ridicat și ochi băgați în orbite. Dacă suspectezi că pisica e deshidratată sau dacă observi orice schimbare bruscă în legătură cu câtă apă bea pisica ta, trebuie neapărat să mergi la medic. Uite aici o listă cu probleme de sănătate ce pot duce la deshidratare. În al doilea rând, poți determina câtă apă bea pisica. Deși pare greu, e cât se poate de simplu. Poți face un mini experiment pe care îți recomand să-l refaci în fiecare anotimp. În primul rând, trebuie să ne dăm seama câtă apă se evaporă în mod normal din bol. Pentru asta, pune în bol cantitatea obișnuită de apă, măsoară-o și lasă-o 24 de ore. Asigură-te că pisica nu bea din acel bol. După 24 de ore, măsoară cantitatea rămasă. Asta va însemna cantitatea evaporată în aer. Acum, măsoară din nou apa pe care o pui în bol și asigură-te că nu faci creșterile pomenite la începutul videoclipului. Așteaptă încă 24 de ore, după care verifică apa rămasă și scade apa evaporată. Bine, acum știi câtă apă bea pisica ta. Realizând acest test, poți să dai seama și dacă pisica bea prea multă apă, care din păcate nu e nici un semn bun și poate indica anumite probleme de sănătate. Desigur că poate să existe o mică discrepanță, însă măcar știi cantitatea aproximativă de apă pe care pisica ta o bea în fiecare zi. Și bineînțeles, nu fă testul într-o cameră în care pui haine la uscat sau într-una în care ai un dezumidificator pornit. O să pun link în descriere către fântâna pe care le-am cumpărat-o pisicilor mele. Iar acum, cred că ți-ar plăcea videoclipul în care prezint fântâna pisicilor. Ne vedem acolo!